tomului care l-am citit este un cuvânt prielnic fiecare dintre noi. El ne arată niște realități extraordinare în lumea spirituală. Aici spune cuvântul așa, copilașilor, nu se referă la copiii cei micuți care avem pe aici sau prin cărucior, ci se referă la copilașii nou născuți din Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Amin. În lumea noastră sunt numai două categorii de oameni. Oameni mântuiți și oameni amăgiți. Rețineți, ori ești un mântuit, iertat, spălat de păcate și care ai ca destinație gloria cerească, ori ești încă un amăgit care nu știi de unde vii și nici unde mergi. În seara aceasta nu vreau să o sunesc nimic. Sunt aici să fiu doar un indicator și să vă arăt o cale, un drum, să vă arăt soluția lui Dumnezeu la toate crizele din viața dumneavoastră. În numele Domnului Iisus să fie slăvit. Amin. Copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți. Și vreau să subliniez pentru dumneavoastră câteva mari adulări. Ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu? Nu înseamnă doar să fii născut biologic. Că oamenii spun, dom'le, tot suntem ai lui Dumnezeu. Nu ne-a creat Dumnezeu? Da. Și pe diavolul tot Dumnezeu l-a creat. Dacă vreți așa pentru știința dumneavoastră. Diavolul care este o creatură mizerabilă și tatăl minciunii, n-a creat nici măcar un purice. Nici o frunză. Tatăl nostru și creatorul Universului a creat miliarde de ființe, tot Universul și mai ales a creat un loc slăvit, unde abia ne așteaptă să ne dea salutul și să ne șteargă lacrima a lui Dumnezeu să fie slăvit. Ca să devii copilul lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinești trei condiții. Unu. Să recunoști că ești un păcătos. Că oamenii spun, eu păcătos? Păi nu, cum se cade? Păi n-am omorât pe nimeni, n-am spart casă, nu mă înțelege Israel. Biblia spune, nu există om fără păcat pe pământ. Cine zice că n-are păcat, este un mincinos. Iubitul meu, tu ești un păcătos. Nu un om cum se cade. Un om care mai are nevoie doar de retușuri. Un om care trebuie să te naști din nou. Amen. Fără naștere din nou, nu există să vezi sau să intri în cer. Domnul Iisus a vorbit odată cu un om învățat, un rabin. Și omul acela a spus, învățătorul, știm că ești venit de la Dumnezeu și că nimeni nu poate face minunile care fac. Și Domnul Iisus nu s-a simțit așa plătat. Și ce a spus Domnul Iisus? Trebuie să vă naște din nou. Cum adică eu, om bătrân, să mă nasc în pântecele mamei mele, să mă nasc din nou? Adevărat, adevărat îți spun că cine nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția cerului. Cum se poate un om bătrân? Cine nu se naște din apă și din duh, nu poate să intre în împărăție. Prea iubitul nostru a încercat să ne spună despre botez. Cum considerăm botez? La orice botez autentic se semnează trei certificate. Certificatul de deces, că a murit un om, omul cel vechi. Și aș dori din toată inima să ne ajute Domnul să lăsăm omul cel vechi în apa botezului. Să nu mai primim din lume veche, din prieteniile vechi, din rabul de vechi. Pentru că toate s-au făcut noi prin har, lăudat să fie numele Domnului. Al doilea certificatul de naștere. Ne-am născut într-o împărăție veșnică. Vreau să vă spun că suntem cei mai fericiți oameni din lume, cei mai bogați. Chiar dacă nu aveți palate, nu aveți castele, nu aveți bine, mari, avem în cerul o cetate cu străduri de aur și avem un tată atât de bun. Este cel mai bun din universul acesta. Lăudați să fie numele Domnului. Deci, El ne-a născut din nou prin cuvânt și prin Duhul. Și apoi există un certificat de căsătorie.
Noi aparținem Regelui. Mă înțelegeți? Noi ne-am logodit cu Domnul nostru Iisus. Și ori de câte ori venim aici la biserică, noi ne întâlnim cu Domnul Iisus. Dar ne întâlnim și unii cu alții. Vă mărturisesc că sunteți așa de dragi și n-aș vrea să credeți că îl flatez pe cineva. Fiecare copil al lui Dumnezeu are frumusețe în el, are o mireasmă în el, are un parfum ceresc. Și doresc să ne ajute Domnul să rămânem copiii lui Dumnezeu. Deci, ca să devii copilul lui Dumnezeu, să recunoști că ești Dumnezeu. Să crezi în Domnul Iisus că a murit pe cruce pentru tine. Sana. Nu așa, a murit pentru toți. Oamenii au murit evrei, etc. Nu, nu, a murit de dragoste. Când el era pe cruce, oamenii erau atunci, tot în jos de pe cruce. Ar fi putut Domnul să se dea jos. Dar pentru că el a privit peste veacuri, a văzut sărmânța de urmași, te-a văzut și pe tine și a văzut și pe mine. De dragostea noastră și de mila voastră, el nu s-a dat jos. Dacă el s-ar fi dat jos de pe cruce și n-ar fi murit, noi nu eram aici. Dar el a murit. Și nu numai că a murit și l-a îngropat, a și înviat din morți. Maria lui. Și pentru că El este viu, e singurul Dumnezeu viu, ne mântuie de păcate. Amin. Nici Buddha, nici Mahomet, nici unul de metod de religie nu iartă păcate. Totul este o amăgire și o rătăcire a diavolului. Singurul nume care ne mântuie e al Domnului nostru, Iisus Hristos. Toată gloria să fie al Lui. Diavolul a vrut să-i ofere locul numărul 3 în univers. Când a zis, pe împărățiile lumii ți le dau ție dacă te iei. Și Domnul a zis, nu! Este scris. Domnului Dumnezeului tău te închid și numai Lui se slujește. Și pentru că a ascultat în totul de Tatăl și a avut jertfă pentru păcatele noastre, El a primit locul numărul 1 în univers. Aleluia! El este unic în naștere, viață, învățătură, moarte și înviere. Aleluia! Nimeni nu l-a putut înlocui, nimeni nu se poate semăra cu El. E cel mai minunat. Aleluia! Cine crede în El, are viața veșnică, oare acum? Auzi ce spune Scriptura. Cine are pe Fiul, are viața. Aleluia! Și nu vine la judecată. Dar cine nu are pe Fiul? E pierdut? Mort. Țineți bine minte. Există multe falsități și amăgiri în lume. Domnule, toate drumurile duc la Roma, auzi o vorbă. E, la Dumnezeu numai una duce. El nu este o cale, un adevăr. El este unica cale și singurul adevăr. Aleluia! 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 Gloria. Deci, în al doilea rând, după ce recunoști că ești pierdut, trebuie să crezi în Domnul Iisus și să te pocăiești în față de Dumnezeu. A ne pocăi înseamnă nu numai să ne pară rău de păcate, dar să le și părăsim. De exemplu, tânărul, fiul risipitor, după ce și-a risipit toată averea, i-a venit mintea și a zis, și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatăl meu au berșu de pâine? Iar eu mor de foame aici. Vă întreb, dacă el nu venea acasă, îl ierta tatăl? Mai căpăta el toate drepturile acelea părintele? Nu. Tatăl nu s-a dus după el. Tatăl l-a așteptat însă acasă. Știți de ce s-a întors fiul acesta acasă? Că a știut că are un tată iubitor. Și l-a știut că tatăl e așa de plin de dragoste. Și a zis, unde mai găsesc eu dragoste ca la tatăl meu? Dragul meu, tu rătăcești în lume fără pace. Nimeni nu poate da pace, numai Domnul Iisus e pacea noastră, a Lui să fie slav. Tânărul ăsta a venit înapoi și tatăl l-a primit cu drag. Asta înseamnă să te pocăiești și să te întorci la Dumnezeu. Ai devenit copilul tatălui? Ești om în familia lui Dumnezeu, ești un copilaș și ai nevoie de lapte duhovnicesc. În al doilea rând, aici spune, să nu păcătuiești.
ca și copii al Domnului suntem chemați să trăim în curăție, în adevăr, în cinste și corectitudine. Să spui adevărul din inimă. Copiii lui Dumnezeu, să știți, nu mint, nu înșală, nu fac rău. Cine păcătuiește, este de la diavol. Vezi spune, oh, frate, dar e posibil că suntem pe pământ. Toți avem o natură, toți e omenește să greșim. Dragul meu, e una să greșești și auziți ce spune Scriptura. Galateni 6. Dacă a căzut cineva deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovniciști, să ridicați cu Duhul Dumnezeu. Amin. Te întreb, ai plâns vreodată pentru cel căzut? Te-ai dus acasă să te rogi lui Dumnezeu să-L ierte, Domnul? Să-ți iei o zi sau două de post? Sau zici, uite păcătos, uite ticălosul ce-a făcut. Să ne ierte Dumnezeu felul acesta greșit. Amin. Domnul Iisus a fost iubirea lui Dumnezeu și mila lui întrupat. Și când au adus la el o femeie prinsă în păcat, oamenii se dau cu pietre în mâini, farisei mari. Și ce uite, Doamne, am prins să duce păcatul. Tu ce zici să faci cu ea? Dacă spunea, omorâți-o, pentru ce mile mai aduce omul ăsta? Dacă spunea, nu omorâți, iertați-o, ăsta nu e de la Dumnezeu, că nu ține legea. Domnul Iisus a zis, cine este fără păcat, să dea primul cu piatră. Vă întreb, câți au dat cu piatră? Niciun. Dragul meu, învață-te să nu mai dai cu pietră nimeni. Atunci îi semeni învățătorul cel mare. Aleluia! Am auzit o pildă despre ulei. Cel care a fost președintele cultului, frate de Riviști, pe Pavel, în noiembrie trecut, când și-a predat mandatul de președinție după 5 mandate, a spus. În 94 urcam treptele la cult. Și în fața biroului prezidențial m-a întâmpinat un înger, o sabie în mână. Ce vrei? Păi am trebuit să mă luc cultul. Dar zice, și eu avem o sabie și o Biblie în mână. Și îngerul mi-a smuls sabia de mână și mi-a dat o sticluță cu delei. De acum să conduci lucrarea mea cu Biblia și cu ulei. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Ieri le spuneam bisericii de acolo de unde am ordinat acei frați. Nimeni n-are nevoie de deșteptăciunea ta. Toată lumea are nevoie de dragoste. Aleluia. Amin. Să Domnul să dorim dragoste. Amin. Să dorim zâmbet și mire. Amin. Atunci semănăm cu Marele nostru Mântuitor, Aleluia. A Lui să fie slava. Deci, caracteristica unui copil al Domnului este că el nu păcătuiește cu voia. El nu stă în păcat. Chiar dacă greșește, recunoaște, își cere iertare. Vă întreb, ce este mai greu? A zice, iartă-mă sau te iert? Gândiți-vă la asta. Și iartă-mă poate mai greu. De aceea, scumpii mei, să avem totdeauna în gând să ne cerem iertare cu oamenii pe care noi îi rănim. Ajută-ne, Doamne. Un bătrân spunea, nu mai vreau să spun nicio vorbă, frate. Pentru că vorbele dor, vorbele rănesc. Și într-adevăr, poate vii spune tu soție, eu n-am bătut soția niciodată. Dar ai spus vorbe atât de grele, cât a durut-o cu soția ta inimă. Ai bunul simț și du-te spre iubita mea. Îmi pare rău că te-am rănit și am fost prea aspru și dur cu tine. Eu vreau să fiu ca Mântuitorul meu. Și dacă vreți, cel puțin trei îmbrățișări să-i dați în fiecare zi soților dumneavoastră. Aș aștepta un amin de la dumneavoastră. Amin! Nu mi-aduc aminte în cei 42 de ani să nu-i spun scump pe mine soții că o iubesc. Fă-ți un eu în brațul pe mine. Nu mi-amintesc să fie o zi în care să am o față acră. Poate chiar dacă au trecut și vântul, și varul, și uragane peste mine. Ea a fost cea care a fost un străjer lângă mine și m-a sprijinit. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Deci să ne păzim de păcat ca de focul iadului.
și în sfârșit în al treilea rând, dacă totuși cineva a păcătuit, avem la ta în mijlocitor. Glorie ție, Doamne! Scumpii mei, eu nu vin să arăt cu degetul pe nimeni. Eu nu vin să biruiesc pe nimeni. Dar Biblia spune că toți greșim în multe feluri. Noi, românii, de exemplu, avem aroganță. Avem așa mândrie. Și de multe ori a fost aroganță poporul samaritan. Ne-am purtat cu multă aroganță. Și Dumnezeu să ne ierte și mai voastră să ne ierte. Noi, bărbați, avem la fel. Mândrie bărbătească. Și Dumnezeu să ne ierte. Amin. Dragii mei, spune aici, avem la Tatăl mijlocitor. Diavolul care este acuzatorul nostru și al tuturor fraților noștri îți va spune, ai păcătuit. Nu mai ai mântuire. Fratele meu și sora mea, să nu-l crezi pe diavol. Să-l crezi pe Domnul. Amin. El este încă la dreapta Tatălui să te susține pe tine. Dacă suntem aici în această seară, de 26 octombrie 2015, este că Mântuitorul e încă la dreapta ta. Mărire Lui! Și înainte de a suna clopoțelul de judecată, când vine diavolul să ne acuze, să deschide o ușă, și atunci Domnul Iisus spune, Tată, în palmele mele este plată și pentru greșeala și păcatul Fiului sau Fiicele. Și de aceea, dragii mei, Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte. Aleluia. Nu uita, Domnul Iisus te iubește mai mult decât mama care te-a născut pe lume. El ne-a săpat în palmele Lui. Aleluia. Și în fiecare dimineață ne vede numele acolo scris. Și El se roagă și mijlocește pentru noi. Dumnezeu să ne dea har să ne ridicăm. Nu îl credeți pe diavolul care îți spune, ai păcătuit? Mai vine și cu Evrei 6. Evrei 6 se aplică numai evreilor, nu neamurilor. Acum nu e vorba de păcate. E vorba de cel care a căzut din har, care spunea că jertfa nu e suficientă și trebuie să taie împrejur, să țină legea și alte lucruri. Dar dacă cineva a păcătuit, indiferent ce păcat, în afară de hula împotriva Duhului Sfânt, numai Dumnezeu, e în măsură să știe care e acel păcat. Dar oricum noi toți suntem supuși de cer. Vreau să vă chem la cruce și să spui, Doamne, ocăiesc. Doamne, înnoiesc legământ. Te rugăm de noi. Nu mă interesează nimic de lume. Eu te vreau pe tine. Amin. Închei, spune Doamne. Suntem generația răpină. Îl vom vedea că Domnul față în față. Aleluia. Mulțumim, Doamne. Și ca să vezi pe Domnul, trebuie să recunoști toate păcate să le arunci la cruce. Și sângele Domnului Iisus să ne spere de orice păcat. Amin. Al Lui să fie slava. Amin. Amin. Slăviți-le Domnul.